zei. Sunt opt la număr și se rotesc în jurul unei mingi de foc. Și toate sunt găzduite de o casă uriașă cu nume de lapte. V-ați prins despre ce vorbesc? Exact! Despre planetele din sistemul nostru solar. Care este cea mai mare și din ce sunt făcute? Doar pe Pământ există viață? Și de ce din 9 planete au rămas doar 8? Sunt Raluca și iată-ne într-o nouă poveste. Azi ne transformăm în astronauți, vom zbura prin Calea Lactee și ne vom opri pe fiecare planetă în parte. Stelele i-au fascinat dintotdeauna pe oameni. La început le considerau zeități care îi veghează din înălțimile cerului. Poate de aceea le-au dat și nume de zei. Apoi erau convinși că Pământul se află în centrul Universului, iar celelalte corpuri cerești se mișcă în jurul lui. Autoritățile religioase s-au supărat foarte tare când savanți precum Nicolaus Copernic a spus în gura mare că toate planetele se învârt în jurul Soarelui, inclusiv Pământul. Cu timpul însă, lumea a evoluat și odată cu ea și astronomia. Acum știm o grămadă despre planete, dar totuși mult prea puțin. Știm că sistemul solar s-a format acum mai bine de 4 miliarde de ani, iar Copernic a avut dreptate. Soarele se afla în centru, iar toate cele 8 planete gravitează în jurul lui. Este cea mai mare stea din galaxia noastră, fiind formată în principal din gaze, heliu și hidrogen, care ard cu mare putere. De aceea Soarele este cel care oferă lumină și căldură celorlalte corpuri cerești. Planetele sunt și ele corpuri cerești, care însă nu au căldură și lumină proprie. Haideți să le cunoaștem în ordinea distanței lor față de Soare. Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Primele patru sunt mici în comparație cu celelalte și sunt alcătuite din roci și metal. Deci sunt solide, adică teoretic am putea să stăm pe ele. Nu să trecem prin ele. Ultimele patru sunt numite și planetele gigant. Sunt mult mai mari și au o compoziție gazoasă. Dar haide să pornim în spațiu. Prima oprire o facem pe Mercur, cea mai apropiată planetă față de Soare. Este de 18 ori mai mică decât Pământul. E cea mai mică planetă. Numele ei vine de la zeul mesager din mitologia romană. Spre deosebire de alte corpuri cerești, Mercur nu are aproape deloc atmosferă, adică o plăpumioară de gaze care acoperă și protejează planeta. De aceea, de-a lungul miliardelor de ani, a fost lovită de asteroizi și comete care au format găuri imense în scoarța sa, numite cratere. Suprafața acestei planete este similară cu cea a Lunii, dar dacă Luna o putem admira mai toată noaptea, uneori chiar și ziua, planeta Mercur o puteți vedea doar la răsărit sau la apus. Venus este a doua planetă de la Soare. Cu siguranță ați văzut-o de multe ori, deoarece este cel mai luminos corp ceresc după Lună. Poate de aceea poartă numele zeiței romane a dragostei și a frumuseții. Această planetă mai este cunoscută și drept Sora Tere, având dimensiuni apropiate de aceasta. Totuși, această soră nu poate găzdui viață deoarece este foarte fierbinte. Mai fierbinte chiar și decât Mercur. Temperaturile pot ajunge aici și la peste 480 de grade Celsius, iar o zi pe Venus durează mai mult decât un an pe Pământ. Venus și Mercur sunt singurele planete din sistemul nostru solar care nu au niciun satelit. Și ca să fie și mai cumoți, această planetă este singura care se învârte în sensul acelor de ceasornic. Deci, invers față de celelalte. Și nu o să vă vină să credeți, dar și pe Venus plouă. Dar nu cu apă, ci cu acid sulfuric.
Așa că hai să plecăm de aici și să ne oprim pe Pământ, chiar dacă este planeta pe care o cunoaștem cel mai bine. Se mai numește și Terra și este poreclită planeta albastră datorită felului în care este văzută în spațiu. Este singura care nu are denumirea vreunei deități și singura din sistemul nostru solar pe care există viață. Este cea mai prietenoasă din punct de vedere climatic, având temperaturi care favorizează întreținerea vieții. Singurul satelit natural al Pământului este Luna, care orbitează în jurul lui. Îl înconjoară în 4 săptămâni, motiv pentru care spunem că a mai trecut o lună. Cele două rotații ale Terei duc la formarea anotimpurilor, a zilelor și nopților, dar destul despre Pământ. Hai pe Marte sau pe Planeta Roșie! Ea poartă numele zeului roman al războiului și este planeta care a încins cel mai mult imaginația oamenilor. Sigur ați auzit povești despre marțienii mici și verzi care ne survolează din când în când cu OZN-urile lor. Dacă au existat vreodată, ei au beneficiat tot de 4 anotimpuri ca pe Pământ, iar ziua lor avea tot cam 24 de ore. Știați că aici se află muntele Olimp, cel mai mare din tot sistemul nostru solar? Cel mai interesant mi se pare faptul că recent s-a descoperit că pe Marte ar fi existat urme de apă potabilă. Iar o altă teorie pe care am găsit-o pe net este că această planetă ar fi găzduit cândva o civilizație. Și nu orice civilizație, ci chiar cea a oamenilor care ar fi trăit pe Marte înainte să populeze Pământul. Există imagini ale ultimelor explorări care chiar arată urme ale acestei presupuse existențe. Rămâne să descoperim în viitor care e adevărul. Până atunci, mergem mai departe pe Jupiter, marele gigant, cea mai mare planetă a sistemului solar. Nu degeaba a fost numit după zeul regilor romani, ci tocmai ca un rege adevărat, în jurul lui gravitează sateliți. O zi pe Jupiter durează doar 9 ore, iar un an durează 12 ani. Are aceeași compoziție cu o stea, dar nu are energia necesară pentru a arde. Oricum asta e de bine, pentru că dacă s-ar transforma în soare, ar distruge Pământul din cauza căldurii imense pe care ar emana-o. 3, 2, 1, decolăm și aterizăm pe Saturn, planeta care poartă numele zeului timpului. Este planeta înstărită care are multe inele, dar nu cu pietre prețioase, ci cu gheață, ropă și praf. Este planeta unde bat vânturile cele mai puternice și plouă cu diamante. Wow! Mai stă? Poate vine o ploaie și culegem niște diamante. Hai să mergem totuși. Următoarea oprire este pe Uranus, denumită după zeul cerurilor. I se mai spune și gigantul înghețat, deoarece este format dintr-un amestec de gheață, hidrogen, heliu și rocă. Prea frig! Să mergem mai departe pe ultima planetă. Neptun! Exact! Se numește ca zeul mărilor, doar că nu e cald ca la mare, ci foarte, foarte frig. Pe planeta aceasta au loc cele mai mari furtuni. Știți care a fost prima persoană care a descoperit Neptun? Galileo Galilei. Vi se pare cunoscut numele? Atunci vizionați filmulețul despre ceas. Și mai avem o planetă și revenim pe Pământ. Ups, nu mai e niciuna. Pluto nu mai este considerat o planetă încă din anul 2006, de când oamenii de știință au redefinit noțiunea de planetă. Așa că vizita noastră se încheie aici.
Țineți-vă bine! Aterizăm! Spațiul cosmic ascunde încă multe misterii și ne va fascina întotdeauna. Iar scriitorii și oamenii de știință vor avea mult de muncă pe această temă. Pentru azi, cam atât am avut să vă spun. Însă, vă aștept din o săptămână viitoare. Până atunci, nu uitați de like, subscribe și clopoțel! Pa, pa!